Primească lauda noastră înaintea Lui. Vom citi cuvântul Domnului din 1 Corinteni 11, primele 16 versete. Totuși, parcă intenționat îmi dați texte grele așa să abordez. 1 Corinteni 5, 1 Corinteni 11... Să știți că se spune că acest text este unul de cele mai dificile din toată Biblia, de interpretat, de înțeles. Să vedem, rugați-vă încă o dată pentru mine. Citim textul însă cu mare atenție, da? Iată cuvintele Apostolului Pavel. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine, și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Doamne, în fața acestui cuvânt intens, greu, avem nevoie de asistența Ta, prin Duhul Tău. De aceea Te rugăm să ne pregătești și mintea și inima să înțelegem, să primim acest cuvânt. Duhul Tău să fie la lucru, noi suntem pregătiți, binecuvintează-ne cu prezența și puterea Ta. În numele Lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Domnului că sunt din nou cu biserica, călătoresc mult în perioada aceasta și voi călători, dacă Domnul îngăduie. Primiți salutări de la ultima vizită din Austria, de la mai multe biserici, incluzând Biserica Baptistă Betel din Viena. Biserica se găsește în această perioadă într-un studiu pe cartea 1 Corinteni. Este o carte scrisă de Apostolul Pavel către o biserică locală din Corint, nu foarte mare. Se estimează că au fost cam 200-250 de membri acolo în perioada respectivă.
Dar după vizita lui și după scrisorile pe care le-a primit, au apărut foarte multe probleme. Și Apostolul Pavel se hotărăște să scrie o scrisoare. Unele întrebări erau ridicate de biserică pentru el, altele el le abordează separat, pentru că a auzit că sunt anumite lucruri care trebuie corectate. De aceea, de la început, să precizez, această scrisoare este corectivă, nu normativă. Adică Apostolul Pavel aici nu ne dă norme după care noi să ne închinăm, să trăim. Se ocupă de asta în altă parte. În această carte, în această epistolă, Apostolul corectează anumite abuzuri care au apărut în biserica din Corint. Multe, după cum vedem din scrisoarea aceasta și din următoarea, acolo erau multe probleme. Corintul era un oraș, cetate atunci, nu foarte mare, dar cosmopolit, așa, la intersecții de culturi, trăiau mulți greci, era Grecia, și mulți romani, și evrei. Și biserica avea creștini și dintre evrei, și dintre greci, și dintre romani, dintre barbari. Cum să-i împaci? Cum să-i ții împreună la oaltă? Cum să-i faci să se comporte corect, bine, decent? Nu e ușor. Avea, fiecare venea cu tot felul de bagaje din spate, bagaje culturale. Așa cum e și la noi astăzi. Încă aici, în biserica noastră de oraș, e mai liniște, dar am fost în diasporă românească, unde bisericile sunt constituite din membri, din familii care vin din toate părțile țării. Din nord, din est, din vest. Unele biserici sunt deja hibride, amestec de confesiuni. Baptiști, pentecostali, creștini pe Evanghelie, independenți, indiferent, nu mai știi cum se numesc, toți se adună într-o biserică. Au nevoie unii de alții. E un lucru foarte bun. Și când au ajuns împreună, fiecare a încercat să-și facă loc, să-și impună un punct de vedere. Asta trebuie făcut așa, noi așa am făcut, acolo noi așa. Unii trăiesc în trecut, alții vor să trăiască în viitor. Greu să îi faci pe toți să trăiască în prezent. Și au tot felul de zmucituri, de probleme. Cu toate acestea, să știți, cele mai multe biserici merg înainte. Își ajustează problemele din mers. Dacă îl iubesc pe Domnul, dacă vor să fie împreună, dacă vor ca copiilor și nepoților să aibă un loc, o comunitate în care să crească cu valori creștine, atunci trebuie să cedeze, trebuie să fie înțelepți. Când Pavel scrie aceste biserici, ceva de genul acesta a avut în vedere. Sunteți din multe părți, ba chiar a întâlnit în biserica aceasta grupuri, așa, partide, în funcție de cine i-a botezat. Unii se lăudau că au fost botezați de Pavel, alții de Apollo, alții de cine mai era, Petru. Un aspect copilăresc. Nu faci așa ceva, deci în biserică să intri în competiție cine te-a botezat. Dar, uite că se întâmplă. Și alte și alte chestiuni. Ei, a apărut o altă problemă, mult mai serioasă, căreia îi răspunde Apostolul Pavel. Și ne găsim în fața ei. De fapt, dacă vă veți uita așa atent la structura acestei cărți, veți vedea că începând de la capitolul 11, incluzând și capitolul 14, Apostolul Pavel se ocupă de o singură temă, închinarea.
când ne strângem la oaltă, ce facem? Imediat după textul pe care l-am citit, urmează un text despre cina Domnului. Ce se întâmpla la cina Domnului în Corint? Tot niște extreme, niște abuzuri. Unii mai bogați își aduceau sufărtașul cu mâncare de acasă. Și ăștia mai înstăriți se puneau într-un colț și mâncau ei. Cei care nu prea aveau erau ignorați de ceilalți. Se făcea o diferențiere. Pavel intervine, spune, nu facem așa ceva în Biserica lui Hristos. Așteptați-vă unii pe alții. Gândiți-vă că sunteți împreună. Uitați-vă și la celălalt. Vedeți, o problemă care va fi abordată. Cum rezolvi acest aspect al agapelor creștine, al înstrângerii împreună? Apoi vine și problema darurilor duhovnicești. O altă chestiune foarte sensibilă. Pentru că în Biserica din Corint erau iarăși elitiștii. Elita spirituală. Eu am darul cu tare, tu nu ai. Eu pot să fac. Domnul face cu mine astfel de lucrări. Cu tine nu. Și Pavel iarăși intervine și spune nu. În Biserica lui Hristos e unitate. Toți aveți nevoie unii de alții. Darurile sunt date spre folosință, să vă zidiți unii pe alții, să intrați în competiție. Deci problema de fond, vedeți, de ce Apostolul Pavel abordează aceste probleme și vrea să le soluționeze, să le corecteze, este o chestiune spirituală. Nu au înțeles ce înseamnă să fii duhovnicesc. De fapt, capitolul 3, cu asta începe. Aveți grijă. Unii credeau că sunt mai duhovnicești ca alții și aveau criterii de evaluare a duhovniciei, cât de spiritual ești. Pavel intervine, corectează cât poate și spune, uite, așa se poartă un om duhovnicesc. Și așa plonjăm în textul nostru. Cu cadrul acesta, Pavel aude că e o problemă în biserica din Corint. Cu privire la închinare. Vedeți, tot textul nostru vorbește despre închinare. Când vă strângeți și vă rugați sau profețiți, zice, sau prorociți. Uite, așa și așa ar trebui să se întâmple. Ăsta e cadrul general. Nu, Pavel nu vorbește aici despre, strict despre o familie sau despre cum să te porți în societate, ci în adunare, în interior. De aceea abordează tema comportamentului, atitudinii în închinare. Deci cu asta ne ocupăm acum. Sigur, apostolul abordează o problemă de exterior, îmbrăcămintea, cum arăți în afară. Dar fondul problemei, încă o dată, este spiritual, pentru că dacă nu ești bine spiritual, nu te vei purta nici în afară bine. Deci interiorul tău trebuie să fie corect. De aceea el când abordează problema ținutei femeii în adunare și a bărbatului, că nu numai femeia este aici vizată, el pornește cu ceva duhovnicesc. El spune, ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, cum să te îmbraci, cum să cânți, puțin mai încolo dezvoltă și alte slujiri în biserică. El zice, uite cu ce trebuie să începem. Versetul 3. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii. Dumnezeu este capul lui Hristos. De aici pornim. Și cheia, v-ați dat seama, este cum interpretez acest termen cap, kefale în greacă. Capul. La ce se referă? Am să revin la asta. Dar vedeți,
aspectele spirituale contează pentru Pavel întâi. Pune baza spirituală. Uite ce învățăm noi. De-aia și începe, vedeți, cum spune, să țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Întâi e baza teoretică, apoi vine baza practică. Am primit deseori această întrebare și am fost rugat să rezolv eu probleme de ținută în biserică. Nu sunt chemat să verific garderoba nimănui, să stau la ușă și să măsor, să decid, tu intri, tu nu intri. Nu, dacă văd pe cineva indecent că vine în biserică ca păstor, îmi dau seama imediat că persoana aceea, bărbat sau femeie, are o problemă spirituală pe care mă duc să o rezolv. Să văd cu ce se confruntă omul acesta, femeia aceasta. E ceva acolo care a dezechilibrat bunul simț, poate, sau simțul acela duhovnicesc. Să știi cum să vii în casa lui Dumnezeu. De ce vine provocator? De ce vine indecent? De ce vine și tulbură prin îmbrăcăminte? Sau chiar prin atitudine? Deci nu rezolv garderoba întâi. Rezolv întâi problema spirituală. Deci Pavel face la fel. El întâi vorbește despre lucruri spirituale. Baza spirituală. Și apoi vine să zică, a, uite, cam așa ar trebui să vă purtați, să vă îmbrăcați, să cântați și celelalte. Bun. De aceea, textul acesta, cum am zis, e printre cele mai dificil de interpretat din textele Noului Testament, cel puțin, pentru că uitați-vă la starea de fapt. Cum s-a înțeles un astfel de text în lumea de azi? Te duci în America și nu vezi femeile îmbrobodite cu baticuri, cu... Dacă poartă ceva, e alegerea fiecăruia, în sfârșit. Te duci în Rusia. E diferit. Eu am fost acum câțiva ani de zile, în 2001, în Iacuția, la ordinarea unui fost student al meu. Și acolo am fost în biserici ruse. De-a noastră evanghelice. Mă amintesc foarte bine, bărbați într-o parte, femeile, dar la partea surorilor erau foarte multe culori. Îmbrobodite toate surorile cu baticuri din acelea foarte colorate, așa. Și, plus biserica era desenat, colorată, foarte așa, diferit de altă alte biserici din alte părți ale lumii. Da. La fel și în România. Dacă te duci într-o anumită zonă a țării, vezi că obiceiul, comportamentul, îmbrăcămintea într-o anumită biserică sau într-o anumită zonă e într-un fel. Te duci într-o altă parte a țării, vedeți că am arătat spre vest, da? Vezi că totul se schimbă, da? Prima dată am arătat mai spre nord și apoi am... Înțelegerea e diferită. Exact acestui text. Sunt biserici care îți cer, dacă tu vrei să te închini împreună în biserica lor, îți cer, dacă ești femeie, să-ți pui un batic pe cap. Am fost în biserici în care n-am putut predica dacă nu mi-am dat verigheta jos. Și mi-am dat-o. Cuvântul era mai important decât verigheta. Nu am încurajat un anumit nivel sau o anumită poziție. Nu asta a fost scopul meu. Am respectat rânduiala locală. Mă duc, sunt musafir, încerc să mă adaptez. Tot așa, există biserici care nu impun anumite lucruri, anumite comportamente sau îmbrăcăminte.
Sunt altele care însă cer lucrul acesta. Nu ai cum să rezolvi problema aceasta cu forța, cu, alte feluri, pentru că este ceva ori moștenit, ori sunt convingeri locale pe care trebuie să le accepți. Și când te duci la o altă biserică, nu? Dacă vrei să te muți și cauți o biserică, să zicem, într-un oraș, te uiți. Care sunt cerințele? Care sunt rânduielile locale? Sigur, te uiți la închinare, la predicator, la organizare, poate, la conducerea bisericii, la alte aspecte. Dar te uiți și la aici cum se îmbracă oamenii. Aici ce ți se cere să faci, poate nu-ți place. Deci, iarăși, alegi, este alegerea ta, decizia ta. Bun. Deci avem această chestiune. Acest text din 1 Corinteni 11 e înțeles diferit în toată lumea. De ce? N-ar trebui toți să-l înțelegem la fel? Nu-i deloc simplu. Și am să vă dau două perspective care sunt cele mai conturate, așa și populare să zic, privitor la interpretarea acestui text. Una este mai, să zicem, clasică, mai conservatoare, mai tradițională, pentru că e moștenită chiar de la părinții bisericii, de la unii părinți ai bisericii. Iar cealaltă este o perspectivă mai, să zicem, progresistă, mai deschisă, care vede textul diferit. Să le luăm pe rând, așadar. Sunt câteva cuvinte cheie aici, cum e cuvântul capul, din versetul 3 și mai departe, cuvântul învelitoare sau acoperire, da? Și o să mai abordez și cuvântul supunere, stăpânire. Deci, să luăm prima perspectivă. Deci, când Apostolul Pavel dezbate chestiunea aceasta, el spune că modelul nostru de a ne închina, de a trăi unii cu alții, este modelul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este capul lui Hristos. Hristos este capul bărbatului. Bărbatul este capul femeii. Adică asta e ordinea. În ce sens? Deci perspectiva, să zicem, mai clasică, spune în felul următor. Că aici cap înseamnă subordonare, autoritate ierarhică. Ăsta e sensul. E cap, adică e superior. Este o autoritate. Tatăl, Dumnezeu Tatăl, este autoritatea peste Fiul Său, Iisus Hristos. Fiul Iisus Hristos, prin capul bisericii, este automat cap, autoritate peste bărbat și bărbatul este autoritate peste femeie. De aceea femeia se supune bărbatului, bărbatul se supune lui Hristos, Hristos se supune tatălui său. Asta e primul sens. În această înțelegere, accentul cade pe ordine, pe ierarhie, pe roluri. Așa funcționează creația, așa funcționează chiar planul de mântuire, așa funcționează biserica și chiar familia. Deci toate comunitățile, da, care sunt vizate de Scriptură trebuie să respecte ordinea cerută de Creator, de Dumnezeu. Să vă dau un exemplu de acest sens de autoritate. În 1 Corinteni 8:6, apostolul scrie așa:
tot în 1 Corinteni, parcă pregătind ce urmează, el zice 1 Corinteni 8:6. Pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi. Și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Simplu. Pavel spune Tatăl, apoi Fiul și apoi noi. De la Tatăl vin toate lucrurile, da? Și apoi vin prin El toate celelalte. Așa funcționează Sfânta Treime. Nu? Nu citim că Tatăl a avut un plan, în Efeseni 1, pe care l-a încredințat Fiului. Fiul a împlinit planul său de mântuire, de răscumpărare, și apoi Duhul vine și aplică planul în viața noastră. Și acolo este o anumită ordine funcțională, dacă vreți, de autoritate. Dar asta nu înseamnă, zice, că în această comunitate de treime înseamnă, știu, că fiecare subordonat, Fiul Tatălui și Duhul Fiului, își pierde careva demnitatea. Nici de cum. Tot așa, zice Apostolul Pavel, este și în relația între bărbat și soție. Dacă respecti această ordine, nu înseamnă că soția este inferioară soțului. Este, a te supune nu înseamnă să te simți sau să fii inferior. Este doar o chestiune de funcționare, de relație, pe care trebuie să o accepți. Bun, interpretarea aceasta, zic, nu de ideea de subordonare, e clasică, prinții bisericii, cei mai mulți, decât Ioan Hristostomul, au susținut această perspectivă. Și asta este și perspectiva cea mai populară, uitați-vă la noi, la evanghelicii români. Așa scrie, nevastă, te supui bărbatului tău. Așa trebuie să trăim. Frații, da, frații ar trebui să spună un amin convingător aici. Da. Și soțiile să se supună soților, aici ar trebui soțiile să... Și mai, un amin și mai convingător. Da. Dar nu vine. Oricum, aveți dubii cu privire la așa ceva? Doar scrie Scriptura. Vreți să vă citesc și din Efeseni și din Coloseni? Femeile să fie supuse, nevestele să fie supuse bărbaților voștri. Dar acolo nu, încă o dată, vom vedea puțin mai încolo, la concluzii. Nu se referă la, zic, o degradare a statutului femeii. Nici de cum. Această acceptare a subordonării este, dacă vreți, o concepută de Dumnezeu. Bun. Și numai așa poate funcționa ceva corect. Dacă nu există respect pentru autoritatea celuilalt, care este desemnat să fie autoritate peste tine, și dacă nu-l respecti, nu funcționează nici familia, nici o întreprindere, o firmă, și nici în biserică. Nici în biserică. Bun. A doua interpretare este interpretarea, să zicem, mai progresistă, în care, și mai recentă, în care exegeții noștri au revizuit această primă variantă și a spus că acolo, în text, cap nu se referă la o autoritate sub care trebuie să stai, ci se referă la o sursă, la origine, adică Tatăl este sursa de viață pentru Fiul, Fiul sursă de viață pentru... Și tot așa și bărbatul. N-a fost femeia luată din bărbat? Spune Pavel aici. Adică coasta, știți? Cu coasta, da, amintiți?
Deci, viața continuă pentru că există o sursă undeva. Și de aceea sensul aici este mai mult, să zicem, metaforic, de cap. Adică ai originea în cineva. Deci, ordinea lui Pavel aici în text nu este ierarhică, ci cronologică. Hristos e sursă pentru bărbat, bărbatul e sursă de viață din care Dumnezeu a făcut-o pe femeie, Dumnezeu este sursa de viață pentru Hristos în întrupare. Vedeți cum se leagă. Bun. Avem două perspective. Poți să mergi ori pe una, ori pe cealaltă. Varianta pe care eu vă propun, rețineți că fiecare interpretare pare să fie bună. Puteți merge, alegeți una și mergeți liniștiți acasă că e valabilă. Și asta pentru că nu știm exact ce a vrut să spună Pavel. Dacă ar fi aici, l-am întrebat. Însă propunerea mea este ca să combinăm cele două. Și să acceptăm ambele sensuri care sunt prezente în text. Deci când am reanalizat textul cu tot felul de comentarii și specialiști, am observat că ambele idei sunt prezente. Adică există și ideea autorității supunerii față de o autoritate și există și ideea sursei sau originii de vieții. Adică o prioritate cronologică și o prioritate, dacă vreți, pozițională. Ceea ce însă e important în text este că acest principiu al supunerii față de autoritate, acceptării unei ordini, se aplică în închinare. Asta face Pavel. Nu dezvoltă, vedeți, versetul 3 numai ne dă așa direcțiile și apoi se ocupă de cum aplici acest principiu în închinare. Dacă te duci pe varianta clasică, aplicația va fi în felul următor. Pavel scrie aici că trebuie o acoperitoare. Trebuie o femeie să se acopere la închinare, bărbatul să nu se acopere. Deci, la închinare, femeia să aibă ceva care să-i acopere capul. Pentru că asta arată că ea este supusă soțului ei. Rețineți încă ceva important. Cam toți comentatorii cred că aici femeia și bărbatul se referă la soț-soție. Fetele fecioare, tine nu sunt incluși aici. Nu înseamnă că ei se pot îmbrăca și comporta oricum. Și lor li se extinde cumva principiul, dar în sens spiritual. Oricum, revin. Deci, cei care merg pe varianta clasică spun trebuie să existe un semn al supunerii și acest văl batic sau ce ar fi semn, da? Depinde iarăși de cultură, este un văl învelitoare cu semnificație. Este simbol reprezentativ care arată că tu, ca femeie, respecti ordinea creată de Dumnezeu. În casa ta și în biserică. Pavel, de fapt, în contextul bisericii din Corint, spune ceva mai mult. Că bărbatul și femeia trebuie să arate altfel în exterior când vin la închinare. Să nu semene. Bărbatul să nu poarte păr lung să semene cu o femeie. Și invers. De aceea se dă un semnal. În cultura respectivă, rețineți, vă rog, că vorbesc despre
Secolul I, Biserica din Corint. Mă gândesc că această insistență a lui Pavel pentru acoperirea capului femeii și descoperirea la bărbați are de-a face cu ceva context cultural. Pe mine mă interesează să extrag principiul, dar nu vreau să știu exact cum să fie, de exemplu, în Velitoarea. Că nu avem filmare de atunci, nu există detalii, deși anumite sculpturi din perioada respectivă, se fresce, arată femeile decente, femeile căsătorite. Le arată pe toate cu părul ridicat prin sus. Și atunci s-a dedus că Pavel se referă la acele femei care vin în biserică, sunt căsătorite, sfidează regula din perioada respectivă, din cultura respectivă, veneau la biserică și își lăsau părul despletit pe spate. Ori în cultura respectivă, acesta era gestul unei femei necuvincioase, să nu spun mai mult. De aceea mai târziu spune Pavel, nu vă învață și firea, natura, că trebuie să, pe bărbați, aveți grijă cum vă tundeți. Este ceva în noi. Este ceva în cultură care te obligă. Și Pavel, apostol Pavel, asta a văzut la Corint. Un grup, probabil, de femei care se dădeau mai spirituale decât altele sau decât alții, care probabil invocau faptul că ele sunt libere în Hristos și se purtau altfel decât se aștepta. Ieșeau din normalitate, din cuvință. Pavel, pe aceste femei le vizează aici. E un abuz. Zice, voi dați un semnal greșit. Că nu vă respectați bărbații prin acest lucru. Că o femeie în perioada respectivă care umbla, ieșea afară, în stradă, cu părul despletit, fără niciun văl măcar pe capul ei și cu părul despletit, arăta, zic, necuvință, ca și cum n-are bărbat și e disponibilă. Pavel zice, în închinare să vă purtați așa, să veniți în felul acesta, să dați semnale greșite, ca și cum în biserică nu e rânduială, ca și cum Creatorul nu v-a arătat, chiar în firea voastră, cum să te îmbraci decent, respectuos, dând semnal clar, sunt căsătorită. Și de aceea, la început, această perspectivă mai, să zicem, clasică, care merge pe ceva obiectiv, au zis, rămânem așa cum spune Pavel. Și secole la rând, femeile în bisericile din primele secole au purtat un văl și au acoperit capul efectiv și prindeau părul sus, să nu se dea un semnal greșit. De ce? Pentru că l-ar dezonora pe Hristos și l-ar dezonora soțul. Asta sugerează această interpretare. Vă amintiți de cealaltă variantă, care zice, Pavel nu vrea să facă coafura nimănui, nu vrea să facă rânduială în îmbrăcăminte, atât partea obiectivă, el se preocupă de partea subiectivă, de partea spirituală. Și Pavel, de fapt, vrea să spun așa, când tu te porți necuvincios în afară, în cultura respectivă, când nu te acoperi, când părul tău nu stă cum se așteaptă să stea, că ești femeie căsătorită, în felul acesta tu arăți că ai o problemă spirituală, nu-L respecti pe Dumnezeu în viața ta și pe soțul tău, conform ordinii create de Dumnezeu. De aceea insistă că femeia este slava bărbatului,
în sensul că fără ea bărbatul este incomplet și bărbatul reflectă chipul și gloria lui Dumnezeu, așa cum femeia la rândul ei reflectă gloria bărbatului. Adică cei doi cumva sunt interdependenți. Aici nu se pune problema în interpretarea aceasta de ordine și de ierarhie. Insistența nu este pe acest aspect, ci dimpotrivă, e egalitate. Păi nu femeia poate proroci și poate să se roage la fel ca bărbatul în aceeași adunare? Pavel nu vrea să facă o diferențiere în niciun fel aici. Deci, cumva, textul nu vorbește despre obiect, despre văl. De fapt, nici nu este amintit exact, nu este niciun cuvânt care să spună, să ne spună, uite, la ce se referă Pavel. Cum vă amintiți că la musulmani există percepția sau altfel totul. Dar zice, nu mă refer acum la asta, hijab, da, este vălul acela islamic, care de fapt e o moștenire încă din perioada Siriei. Și interesant că și grecii și romanii cereau femeilor lor căsătorite să nu iasă afară descoperite, dezvelite. Deci nu e vorba doar de creștini aici, e o moștenire de mii de ani până la Pavel. Pentru că vălul făcea o diferență între femeia onorabilă și o prostituată în perioada veche. În Biblie, rețineți, Pavel aici nu folosește acest exemplu, nu ne spune, uite, și nu pomenește aspecte de senzualitate, de sexualitate aici. El rămâne în zona aceea a închinării, a spiritualității. Apropo de aceasta, în vest am întâlnit creștine și argumentul lor s-a și scris pe tema aceasta, în care femeile creștine au spus că nu poartă intenționat acest văl, acest văl specific musulmanilor, tocmai ca să protesteze împotriva abuzului pe care se face în religia aceasta împotriva femeilor. Pentru că acolo vălul acesta simbolizează altceva. E mai degrabă un... are sens de subordonare și inegalitate. Ori creștinul vede altfel. Pavel vede altfel problema. De aceea, ideea aceasta de a avea un văl, de a avea un semn exterior, te poate trimite și la alte... în alte direcții care nu ajută deloc spiritul de unitate, de egalitate, de respect în Biserica lui Hristos, pe care Pavel îl dorește. Chiar și aici. Da. Înseamnă că această, zic, cele două perspective, cum v-am spus de la început, merg pe două direcții. E nevoie de un semn fizic sau nu este nevoie de niciun semn fizic? Sau semnul fizic a trebuit să fie diferit de la generație la generație sau la câteva sute de ani. Marea majoritate a creștinilor, observați că nu cer, bisericile nu cer femeilor să poarte un semn distinctiv, un văl. Astăzi, cum știi că cineva este o femeie căsătorită, nu? Avem verighetele care semnifică. Sau poate fi altceva. Nu vă dau idee acum. Și nu știu ce va veni. Așa. Dar în biserică, Apostolul Pavel totuși vrea să atragă atenția asupra acestui detaliu, că ar trebui să existe niște semne de respect față de ordinea creației. Am să încerc să văd cam cum am putea aplica noi asta, acest principiu astăzi. Oricum, Apostolul Pavel probabil că cere bărbaților să nu-și acopere capul la închinare,
ca semn al smereniei, iar femeilor să-și acopere capul la închinare ca semn de evlavie. În contextul respectiv, așa era cultura atunci, așa se cerea. Și eu înclin să cred tot mai mult că Pavel vorbește despre supunere, despre autoritate, despre un semn distinctiv a respectării autorității. Când face el rezumatul la sfârșit, observați versetul 15, Pavel zice, pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Mai clar nu prea văd cum, ce să zic. Deci modul în care tu te îmbraci și îți porți și părul și îmbrăcămintea, deci toate, adică partea ta exterioară trebuie să arate că tu îți cunoști locul în creație, că îți respecti soțul, da, ca soție, și că în închinare tu arăți lucrul acesta. Ei, aici este o mică problemă. Așa cum vom vedea. Bun, să vedem cum stăm cu timpul. Încerc partea practică să mă duc la ea. Ce lecții învățăm din textul acesta? Nu l-am epuizat în detalii. De exemplu, versetul 10, când Pavel vorbește despre că din pricina îngerilor trebuie să aibă un semn al stăpânirii. Cuvântul semn nu apare nicio traducere. Este o interpretare, este o, mai degrabă o parafrazare a lui Cornilescu când spune că e semn al stăpânirii. În cele mai multe traduceri este trebuie să aibă stăpânire, autoritate. Adică nu semn în afară, ci ea să aibă stăpânire peste capul ei, să decidă poartă sau nu poartă ceva. Ăsta e sensul aici. Din pricina îngerilor, probabil că cea mai veche și puternică interpretare pe linia Septuaginte este că îngerii supraveghează respectarea ordinii în creație. Îngerii sunt prezenți la închinare și îngerii cumva vor să vadă dacă ordinea în creație se respectă. Este Dumnezeu numărul unu. Hristos, capul bisericii, bărbatul, da? Soția, femeia, este, îl respectă pe soț, soțul respectă pe Hristos. Deci ăsta e rolul îngerilor. Și atunci prezența îngerilor cam în felul acesta se înțelege. Ei sunt ca să respecte ordinea în creație. Și Pavel spune, aveți grijă când vă închinați, nu uitați de îngeri. Ei vor să vadă și în adunare că se respectă ordinea în creație. Bun, ce, știu că mai multă confuzie am creat acum, probabil, da? Nu știu cât ați înțeles. Până la urmă, vedeți, va trebui să alegeți una din variante. Dacă mergeți pe linia cea mai clasică, să zici, și rămâneți pe ea cei mai mulți, stați liniștiți acolo că nu mergeți rău. Deci, ideea ordinii, ideea supunerii există în text. Și se așteaptă și în familia ta și în biserică să existe. Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii. Și trebuie să fie ordine și să respectăm această ordine. Pe de altă parte, tot Pavel vorbește despre egalitate, despre libertatea în închinare. Toți sunt bine primiți. Ordinea nu anulează decența. Să ai o motivație corectă în închinare. Bun. Deci, ce lecții practice am putea lua de aici? Prima lecție practică, sau primul principiu, pentru că noi ne legăm de principii aici, nu de detalii. Primul principiu este acesta, că toți, mai ales cei căsătoriți, toți la închinare, de fapt, trebuie să respectăm autoritatea spirituală. Trebuie să știi ordinea și să accepți Dumnezeu, Hristos, bărbat, femeie.
Cum aplici exact lucrul acesta astăzi? Nu cred, asta e opinia mea, nu cred că învelitoarea sau lipsa ei demonstrează acest lucru. Dar sunt care așa consideră că ca să arate că ei stau, sau ele, mai degrabă, dar și bărbații, stau sub autoritate, acceptă un semn. Ori este un văl, ceva care îi acoperă capul, ori este părul femeii. Depinde de context și interpretare. Dar un semn exterior ar trebui să existe. Dar a lua un element cultural din primul secol și a-l face standard în mileniu 3, nu cred că este posibil. Pentru că tu nu știi cum arăta vălul, cum se purta părul atunci și toate celelalte. Adică ceva descriptiv din secolul I nu poate deveni prescriptiv în mileniu 3. Un sfat pe care Pavel îl dă în secolul I nu poate să devină regulă pentru cei din secolul 21. Că întreb și eu, când se referă la lungimea părului, câți centimetri să fie? Că unii ar avea probleme. Și unele ar avea probleme. Cum să fie acoperirea sau vălul respectiv, învelitoarea respectivă? În culori, în câte colțuri, dar nu știu. Deci nicăieri nu se precizează asta. Sau cât de scurt să fie părul la bărbați, dacă tot vorbim și despre asta. Deci principiul mă interesa din spate, nu în secolul acesta, când noi trăim, nu avem cum să știm detalii și restul sunt opinii și dacă ai opinie, n-ai voie să o impui tuturor. Există o libertate de decizie dacă stai sau nu sub autoritate. Pentru că acum în familie, nu, eu știu că soția mea îmi este supusă. Îmi respect autoritatea de bărbat. În alte feluri astăzi, nu? Pentru că poartă sau nu poartă un batic. Da. Și în biserică este la fel. Deci, imposibil să transferi un obicei cultural local în toate culturile care există în lumea aceasta și în istoria aceasta. E imposibil. Transferăm principii, nu practici. Și cum am spus, în istoria bisericii, mult timp nu s-a înțeles că e vorba de un văl, deci de un obiect, și nici bărbații să poarte tot timpul părul scurt. Dar dacă te uiți la călugări, te uiți la puritani, să vedeți pe puritani, în secolul 18 și 19, păr lung, nu aveau deloc păr scurt. Cum ei n-au înțeles textul? E clar că au înțeles principiul din spate, adică să ai respect în alte lucruri decât neapărat să demonstrezi în afară. Bun, al doilea lucru practic, adică încă o dată, să existe respect pentru autoritate. Asta e numărul unu. Acceptă lucrul acesta. Modul în care însă tu arăți nu este atât în exteriorul tău, ci în interiorul ființei tale, inima ta. Să crezi pe Domnul tău, pe Hristos Domnul tău, să-L urmezi, să-L imiți în viața ta, în relația din familie, să-L respecti pe celălalt reciproc. Da? Totuși, femeile trebuie să accepte că bărbatul a fost creat primul, spune Pavel, și e un respect aparte. Este o subordonare, dacă vreți, dar relațională, nu așa în toate domeniile. Al doilea principiu care mă interesează în text este principiul cuviinței în închinare. Practic, eu cred că Pavel asta vrea să regleze, să corecteze la Corint, în biserica din Corint.
Textul nu vorbește despre ritual, ci despre atitudine și vrea să spun în felul următor, că atunci când se vine la închinare, trebuie să arăți ce crezi, cine ești, pe cine respecti. De aceea, în vremea respectivă, chestiunea cu părul, cum îl ții, cum îl porți, dacă îl acoperi sau nu, acesta era, dacă vreți, criteriul de verificare a atitudinii în închinare. Acesta era criteriul, fără dubii. Dar asta era în cultura lor. Astăzi, cred că trebuie să decidem care sunt criteriile de verificare a atitudinii corecte în închinare. Și de aceea, conducerea bisericii locale, de exemplu, poate decide anumite lucruri care se consideră indecente în închinare. Începând de la cei care stau în față, da, îmbrăcăminte, atitudinea lor, că nu e vorba doar de îmbrăcăminte, da, a păstra acea decență. De ce? Pentru că arată ce crezi înăuntru tău, despre Dumnezeul tău. Nu poți să vii în fața lui Dumnezeu oricum. Vă amintesc că în Corint era această problemă. Niște femei care se credeau mai spirituale, îi sfidau pe soții lor, acolo în public, își purtau într-un anumit fel părul, despletit și contra anumitor norme și reguli din societate, din cultura lor. Și Pavel observă asta. Credeți că libertatea în Hristos vă dă voie să vă purtați oricum? Să vă îmbrăcați oricum? Să purtați părul oricum? Nu! Ia uitați-vă, zice, firea vă învață. Uitați-vă la cultura care e în jurul vostru. Și când vii la închinare, să te îmbraci și să te închini știind că ești înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Și că stai sub autoritate. Nu poți oricum. Libertatea în Hristos nu îți dă voie să te porți oricum. De aceea cred că astăzi învățătura este aceasta. Să fim atenți la orice poate umbri sau înnegri, de exemplu, diferența între bărbat și femeie. Cum a fost atunci. Noi trebuie să arătăm și public și în adunare că noi credem în diferența aceasta care vine din creație. Ăsta e bărbat, ăsta e femeie. Nu ai voie să te îmbraci, să te machiezi, să te prezinți femeie când tu ești bărbat. Și invers. Deci asta este datoria noastră. Și Pavel, asta cred că a văzut el în Corint, niște excese din acestea. Și mai mult pentru femeie, pentru femeile căsătorite, care au de-a face cu autoritatea și respectul față de soțul lor, pe lângă faptul că stau înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Mai simplu spus așa, Pavel dorea că la închinare bărbații să arate ca bărbații și femeile ca femeile. Da? Cam, dacă vreți să reduc totul așa. Deci orice abuz, orice aluzie cu tentă sexuală, orice sfidare a culturii normale trebuie sancționată de biserică. Și Pavel zice, eu am toată libertatea să o fac și voi să o faceți. Pentru că cultura în care noi trăim, știți, că începe să impună, începe să vină peste noi. Și de aceea să fim vigilenți și atenți, mai ales la cei care stau în fața poporului. Așa să ne ajute Domnul. Și ultimul gând pe care l-am, cred că Pavel aici practic vrea să ne învețe și principiul respectului reciproc în relațiile din familie. Nu cred că Pavel vrea să facă o ierarhizare, ca și cum soțul este superior soției. Amândoi sunt egali înaintea lui Dumnezeu, dar totuși există o ordine în care Dumnezeu le-a creat, pe
care Dumnezeu a rânduit-o, și anume, soția trebuie să fie supusă soțului. Și de aceea, dar în închinare, Pavel nu face nicio diferență. Spune, toți sunteți liberi să veniți la închinare, bărbat, femeie, să se roage, să prorocească. Nu vorbește despre învățătură aici, Pavel. Abordează problema puțin mai încolo. Da? Vă doresc succes celor care aveți predicat din 1 Corinteni 14. Că vine textul acela că femeii nu-i dau voie să învețe. Dar aici nu. Deocamdată, Pavel, vedeți, zice, prorocie, prorocie în ce sens? În sensul de cuvânt de zidire. Cuvânt de zidire pentru biserică. Rugăciune. Da? O face. Totuși, în această închinare a bisericii, în care soțul, soția se închină, și în închinarea bisericii, femeia trebuie să arate că este supusă soțului ei. Cum faci lucrul acesta? În vremea respectivă, Pavel zice, femeile să nu umble în felul acesta pentru că arată că nu sunt supuse soților. Tot la fel, astăzi e decizia ta, ca femeie, să zici ce să fac, cum să mă port, cum să mă îmbrac, cum să -mi... că nu doar coafura e problema aici, tot ce faci tu să dea respect, să dea un semnal în închinare, vă dați seama, împreună cu toți, că tu ai un soț și că tu îți respecti soțul. Când te prezinți în față, nu te poți ca una care nu ești căsătorită, care nu-ți pasă că tu ești cumva liberă. Nu, relația cu Hristos îți impune decență. Acestea au fost ideile mele. Practic avem trei chestiuni: să respecti autoritatea, să ai grijă de atitudinea ta, deci să respecti autoritatea lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu e autoritate, Fiul peste biserică, soțul și apoi soția. Soțul este autoritate peste femeie. A doua învățătură este despre atitudine. Aveți grijă la închinare când veniți. Toți trebuie să avem grijă aici în casa lui Dumnezeu să dăm semnalul corect. Noi știm în fața cui stăm, soțul și soția să știe cum să se poarte și să dăm și semnalul acesta că noi respectăm ceea ce Dumnezeu a rânduit. Chiar și în adunarea bisericii. Dar în același timp, al treilea lucru este să știm că suntem bine primiți toți, egali înaintea lui Dumnezeu, toți sunteți bine primiți la închinare și arătați dragoste, da, față de ceilalți. Acesta e etosul Bisericii lui Hristos. Cam asta cred că a vrut să învețe Apostolul Pavel. Nu am răspuns la întrebări așa, poate, mici detalii, că nu sunt importante acelea. Cultura de atunci nu o putem transfera aici. Cu aceste principii, să accepți autoritatea, să-ți verifici atitudinea și să arăți respect, cu aceste trei atitudini, trebuie să îți verifici viața, să vezi unde ești, și în familie, dar și în biserică. Și dacă Duhul te-a cercetat, exact așa trebuie să faci acum. Doamne, ne vom ruga. Doamne, aș vrea să am un duh mai de supunere, mai sensibil. Pentru că Tu ai cerut asta. Ajută-mă să am o atitudine corectă în închinare. Ești un Dumnezeu sfânt. Și vreau să arăt tuturor că eu stau sub autoritate și autoritatea ta și a soțului meu, da? Sau lui Hristos. Și de asemenea să arăt respect pentru toți, să fie un duh de primire, de acceptare, cu reguli. Nu există comunitate fără reguli. De aceea regulile sunt învățate și de Scriptură și de Duhul lui Dumnezeu în funcție de epocă. Pentru aceste vremuri, principiile sunt aceleași. Cum le aplicăm? E la înțelepciunea Duhului. De aceea cereți înțelepciune cum să aplicați principiile acestea în familie
și în biserică. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, să avem înțelepciune și har și respect și dragoste și decență. Acestui Dumnezeu bun și înțelept să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.